Ce mai faceți și bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt Darius și după cum vedeți de data aceasta am 4.000 de diamante la dispoziție să fac ce vrea inimioara mea. S-au întâmplat multe chestii, de exemplu a apărut noul Elite Pass care este destul de interesant, tema este Egiptul și a fost încă unul care a avut aceeași temă, deci ce se întâmplă aici, au rămas cei de la Free Fire fără idei? Oricum avem un skin de tigaie, prea multe skinuri pe tigăi dacă e să mă întrebați pe mine. Apoi avem în sfârșit un skin pe această mașină, e primul skin pe mașina aceasta albastră, chestiune importante, costumul pe fată care arată chiar bine. Alte chestiune importante, un skin pe pistol, o placă care, ca de obicei, arată ca toate celelalte de la Elite Pass, o grenadă care arată destul de bine când o ții în mână. Alte chestiune importante, un loot box care chiar îmi place, arată destul de interesant, apoi avem acest stone, un ghiozdan care arată chiar bine, adică îmi place acest Elite Pass. Și costumul de la final care este chiar șmecher, îmi place. Deci, per total, acest Elite Pass e unul destul de interesant. Aici avem încă câteva spinuri pe care, de ce nu, haideți să le dăm, adică, de ce nu... Aici avem un event destul de interesant, aici chiar avem multe chestii de colectat. Bine, nu sunt ele cine știe ce, dar măcar sunt gratis. Aici avem un skin pe această armă nouă, bine, nu e chiar nouă, dar este printre cele mai noi. Am dat 9 diamante și haideți să vedem ce primim, un loot box. Oricum nu mă interesează așa de tare, adică mai degrabă mă interesează acest event. Haideți să cumpărăm aici niște chestii. Pentru că reducerea e de 50%. Vedeți acești pantaloni? Îmi plac foarte tare și sunt doar 100 de diamante. Sunt chestii foarte tari și foarte reduse. Bine, am multe din chestiile de aici, ce e drept. Dar asta nu înseamnă că nu pot să cumpăr mai multe. Știți ce înseamnă? Am cumpărat spinuri, de fapt vouchere pentru incubator. Trebuie să le dăm să vedem ce pică. Oh, wow, nu-mi vine să cred. Nu mi-a picat Evolution Stone. Oh, haideți să vedem ce avem, costumul. Da, nu este chiar cel mai tare costum, adică, da, asta e, asta e. Haideți să-i dăm și open, de ce nu? Totuși e un costum de la Diamond Royale, de ce nu? De ce aș fi supărat că l-am primit? Oricum, haideți să vedem ce alte chestii am cumpărat. Dar totuși, haideți să deschidem această cutie, adică deja știm că nu o să pice nimic permanent pentru că aproape niciodată nu pică. Ok, de aici nu-mi place nimic. De aici avem pantalonii, aceștia super tari și aceștia Adidas. Of, era mult mai șmecher dacă aveam gen... tricou cu fotbal sau cum era atunci la acel event. Nu-mi prea place fața lui, adică e un ciudat, dar e super tare. Așa ciudat cum e el îmi place. Oare o să-mi pice ceva tare de aici? Cum era să-mi pice ceva tare? Am de atâta timp acest, am și uitat cum se numește, așa de rar e. Așa, Magic Cube, încât nici nu știu dacă ar trebui să-mi iau ceva sau nu. Ăsta îmi place foarte mult, dar tot cred că ar trebui să mai aștept. Parcă nu e destul totuși. A, dar și aici avem chestii noi pe care, de ce nu, haideți să le cumpărăm. Adică totuși, de ce facem noi rost de tokens dacă nu ca să cheltuim? Nu am dreptate? Ok, haideți să luăm și asta, de ce nu? Astăzi facem cumpărături. Mai puțin aici sunt prea scumpe. Nu știu dacă ar trebui să mai dau încă 5 spinuri aici sau nu. Eu mi-aș lua Elite Pass-ul ca să fac rost de Evolution Stone de la Elite Pass. Dar nu cred că 9 zile aș face 180 de badge-uri. Deci nici eu nu sunt mulțumit de ce trebuie să fac, dar totuși avem 4.000 de diamante. Am primit încă un blueprint, serios? Nu vreau blueprint Free Fire, eu vreau Evolution Stone. Vă dați seama ce am ajuns să spun? Adică da, costumul ăsta îmi place foarte tare și l-aș vrea, dar parcă aș vrea și un Evolution Stone, știi? Nici asta nu arată foarte rău. Dacă tot am început cu 4.000 de diamante, este ziua cumpărăturilor, o să iasă un episod foarte tare. Haideți să dăm 800 de diamante pentru Elite Pass. Foarte tare. Să dăm și claim, chiar dacă nu o să folosim nimic de aici. Totuși, avem la skin-uri pe tigăi de m-am săturat de ele. Iar acum, de ce nu, să trecem și la gameplay. Deci îmi place așa de tare costumația mea de acum, nu știu, parcă pantalonii ăștia sunt tot ce vroiam eu de pe lumea asta. Oricum, sper că până acum v-ați uitat la episod și dacă încă nu ați făcut-o, apăsați butonul de like. A, da, probabil că deja ați observat, dar mi-am schimbat și numele de pe joc. Haideți să luăm de aici o armă.
O armură și gluel. Vreau să vă spun că e prima oară când joc în ultima săptămână, adică timp de o săptămână nu am jucat deloc. Știți și voi, a început școala, deci nu mai pot să joc așa de mult. Și prin așa de mult mă refer că nu mai pot să joc aproape deloc. Pur și simplu avem multe proiecte de făcut și chestii de genul. Tipul ăsta vrea să stea aici și chiar credea că nimeni nu o să-l observe. Gata, nu mai avem viteză, destul de trist. Oricum, unde sunt playerii? Oh, nu, am vrut să pun gluelu. Gata, Darius, de ce a trebuit să aștepți tu să pui gluelu? Nu puteai să-l pui direct? Am uitat să-mi iau armură? Oh, vai. Aha, uite pe cineva. Ups, asta a fost... Ce? Poți să tragi în mine, adică eu nici măcar nu am armură, crede-mă că o să mor rapid. Oricum, nici nu știu ce mod de joc e acesta. E Rampage 2.0, dacă nu mă înșel. Oh, nu, m-am bâlbâit? Eu? Care, după cum știți și voi, nu mă bâlbâi niciodată? Bine, asta îmi ziceau niște prieteni. Darius, tu pe videoclipuri nu te bâlbâi niciodată. Dar nu e deloc așa, eu mă bâlbâi foarte mult, dar ca să nu arăt asta, editez. Adică dacă eu zic, a, uite, playeri, mai zic chestia asta încă o dată, doar că fără bâlbâit. Și o șterg pe prima și o las pe a doua. Știu, chestia asta durează foarte, foarte mult la editare, adică tocmai de aceea stau eu mult să editez videoclipurile. Dar se merită, adică câtă vreme eu sunt mulțumit de videoclipurile mele, să înțeleg că trebuie să stăm aici, nu? Orice ar fi chestia aia, trebuie să mă duc acolo, pentru că îmi place cum strălucește. Plus că cred că o să ne dea superputeri, exact. Chiar dacă hainele mele de dinainte arătau mai bine decât astea. Nu mai găsesc niciun player, ce se întâmplă aici? Nu eu în 4 vs 4? What? Nu cred că merită neapărat numiți campări, sunt doar niște ciudați, care o să moară cât de curând. Oh, au murit deja? Of, și eu care speram să mai fac niște kill-uri înainte să se termine, dar la cum stă treaba, eu o să am cam cele mai puține kill-uri. Bine, nici chiar cele mai puține, dar o să fiu pe locul 3, poate 2. A, uite acolo un player, ceea ce înseamnă că mai facem încă un kill. Voi ăștia care ziceați de mine, Darius, dă-i acolo în sus ca să dai headshot. E, gata, sunteți mulțumiți? Dar chiar când mă gândesc că din 1000 și ceva de persoane, vreo 50 sunt hateri, chiar mă face să mă simt interesant. Oh, gata, o să terminăm imediat. Așa cum am zis, am terminat imediat. Oh, și aici aveam două kill-uri. Bine, probabil reușeam să-l omor doar pe unul. Of, nu pot să pun emote-ul. Oricum, cred că am ieșit pe locul 2 la kill-uri, da, așa este. După cum vedeți, numele meu se pro... După cum vedeți, numele meu se potrivește și cu numele guildului. Bine, nu am mai avut loc pentru cealaltă chestie. Wow, sincer, nu mă așteptam să filmez și gameplay-ul tot azi. După cum vedeți, suntem aici cu niște membri din guild. Mai bine oprim căștile. Nu mă așteptam să fie moduri de joc. Oricum, sper ca Free Fire să lase minim două moduri de joc în afară de Classic, Clash Squad și astea cu care ne-am obișnuit deja. Adică gândiți-vă dacă ar fi mereu moduri de joc în afară de cele pe care le avem mereu. Poate nu ne-am mai plictisi și noi. Pentru că sunt momente în care te plictisești foarte tare pentru că cei de la Free Fire sunt niște leneși. Puteți să nu mai faceți kill-uri? Adică mie ce o să-mi rămână dacă voi îi omorâți pe toți? Dar ce să fac? Bănuiesc că cei din acest guild sunt pur și simplu prea buni. Vreau doar câteva kill-uri să fac, nu vreau multe. Vedeți ce se întâmplă când aveți membri prea buni în guild? Nu mai puteți să filmați cu ei. Pentru că pur și simplu ei o să se ocupe de tot în locul vostru. Apropo, tipii din echipa adversă încă nu au luat shotgun-ul? Trist că ei sunt încă la cuțite, a, în sfârșit au ajuns la shotgun. Adică luptele trebuie să fie intense. Am și uitat de această armă. Ok, acolo avem niște playeri. Ce zic eu avem? Am avut. Dar vorbesc foarte serios dacă tot avem MP5-ul, că în episodul trecut mi s-a părut că am văzut că l-am luat permanent. Pe cel de la Weapons. Player! Serios, de când MP5-ul bate shotgun-ul cu două gloanțe? Bine, nu că aș avea eu skill-uri sau ceva. Oare am hateri care mă fac nob din cauză că și eu sunt prea modest? Na, sunt destul de sigur că aș avea la fel de mulți hateri și dacă aș zice că sunt pro player. Mi s-a părut mie sau până acum în episod nu am zis cât de bun sunt? Cred că am uitat să vă aduc aminte că i-am bătut pe Vincenzo și pe Born to Kill și pe alți mari youtuberi cu Free Fire. Nu uitați că eu sunt aici să vă aduc aminte în fiecare episod că i-am bătut. Doar ca mai apoi să vă spun că glumesc.
Oricum, dacă credeți că sunt noob și că nu știu să joc, apăsați acel buton de like ca să-mi arătați că sunt noob. E, ce ziceți de asta? E noua mea strategie de făcut like-uri. Bine, nu cred că o să și funcționeze, dar măcar pot să încerc. Bine, și dacă nu credeți că sunt noob, puteți să apăsați butonul de like. Doar nu o să vă spun eu, opriți-vă, nu apăsați butonul de like. E bine că imediat câștigăm, pentru că în curând o să se oprească filmarea. Aici avem pe cineva, wow, nu l-am nimerit, dar acum sigur îl nimeresc, chiar dacă nu-l omor. Puteți să nu mai faceți atâtea kill-uri, nici nu apuc să mă obișnuiesc cu o armă că o schimbați. E, și acum gata, cu grenăzile e foarte ușor. Adică nici nu trebuie să facem ceva anume, doar să aruncăm cu grenăzi. Aha, acolo avem playeri. Bine, nu doar acolo, avem playeri peste tot ce e drept. Oricum, eu pot să mor din cauza grenăzilor mele? Se pare că da. O, am făcut încă un kill. Din fericire, grenăzile cu echipierilor mei nu pot să mă omoare. Serios, eu care credeam că am câștigat, dar încă avem bătele. Oricum, s-a terminat deja. Nu știu cât de lung sau scurt o să fie acest episod. Dacă e să mă întrebați pe mine, o să aibă peste 10 minute. O, am făcut și 19 kill-uri, mișto. Cu toate că nu m-am simțit de parcă am făcut atâtea kill-uri. Oricum băieți, eu am fost Darius, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!